Gunoaiele din Anglia ajunse în Mehedin zilele trecute se vor întoarce de unde au venit. Reprezentanții gărzii de mediu au făcut toate demersurile necesare pentru ca deșeurile să fie returnate statului englez. Acestea au fost încărcate în două tiruri, ba mai mult, până la ieșirea din țară, echipajele gărzii de mediu vor însoți transportul. Pe numele importatorilor a fost deschis dosar penal. După ce au poposit câteva zile în Mehedinți, gunoaiele din Anglia, confiscate de la o societate cu sediul în Strehaia, se vor întoarce de unde au venit. Reprezentanții gărzii de mediu au făcut un efort în aceste zile pentru ca deșeurile să fie returnate statului englez. Costurile pentru cele două tiruri ce vor transporta gunoaiele vor fi suportate de exportatori. Întreaga cantitate de deșeuri este încărcată în aceste momente în două tiruri. Va fi returnată expeditorului. În cauză s-a instrumentat dosar penal. Am colaborat în această speță împreună cu parchetul de pe lângă judecătoria Drobeta-Tunul Severin și Poliția Județului Mehedinți. A fost deschis dosar penal și tot ce înseamnă costurile de returnare a deșeurilor vor fi suportate de către expeditor. Sperăm să nu ne mai confruntăm cu astfel de probleme în județul Mehedinți și vom fi în fiecare zi prezenți în trafic pentru a stopa acest fenomen. Până la ieșirea din țară, echipajele gărzii de mediu vor însoți transportul deșeurilor. Întreaga cantitate de deșeuri pe care garda de mediu a confiscat-o din județul Mehedinți, în acest moment este încărcată în autocamioane, va fi însoțită pe perioada deplasării către vamă de către echipajele gărzii de mediu. Se va face operațiunea de take back. A fost informat și statul englez că această cantitate este neconformă. Mehedințenii care așteptau acest transport spun că au fost păcăliți, întrucât ei așteptau un transport de peturi.